La 1 ianuarie 2022 se aflau în diferite stadii de implementare 116 proiecte europene ale unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor publice hunedorene care au prevăzut un buget nerambursabil de implementare de 1 miliard 300 de milioane de lei. Rata de absorpție a fondurilor europene nerambursabile este însă destul de mică, spune prefectul județului Călin Marian, fiind înregistrat o medie de sub 20%. Potrivit datelor înregistrate la ADR Vest, valoarea totală a celor 260 de proiecte contractate până acum în județul Hunedoara prin programul operațional regional 2014-2020 este de peste 326 de milioane de euro. Aceste valori situează județul Hunedoara pe locul 2 în regiunea Vest după județul Timiș.